Ședința amânată în noul dosar în care deputatul Marina Tauber este învinuită de amestec în înfăptuirea justiției. Potrivit instanței, Tauber a depus o cerere de amânare pentru că s-ar afla la investigații medicale. Astfel, următoarea ședință va avea loc abia după sărbătorile pascale pe 14 mai. Respectivul dosar a fost expediat în judecată la începutul lunii aprilie. Marina Tauber este învinuită de amestec în înfăptuirea justiției atunci când ar fi încercat să împiedice procesul lui Ilan Șor la Curtea de Apel Chișinău pe 12 aprilie 2023, când a condus un protest în susținerea lui în fața instanței. Procurorii susțin că, vorbind la megafon în timpul manifestației, Tauber ar fi intimidat și ofensat judecătorii, amenințând că va bloca procesul. A doua zi, Curtea de Apel l-a condamnat definitiv pe oligarhul fugar Ilan Șor la 15 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare. Nu puteți! Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în pace! Eu am spus! Care-i dispozitivul? Dar ce faceți voi? Voi sunteți normali în genere! Vă strină nimic! Lăsați-mă mine în păcoate! Lăsați-mă în pace! Astăzi urma să aibă loc prima ședință de judecată în respectivul dosar. Aceasta a fost însă amânată din motive obiective, susțin avocații Marinei Tauber. Faptul acestei investigații, proceduri medicale, poate e ceva mai de ori ca să nu a fost prescris și ne iei mai mult în următoarea ședință care se va fixa. Au prezentat și actele confirmative, așa cum am indicat și în cererea de amânare. Alte cereri și demersuri nu au fost depuse, astfel că judecătorul a dispus amânarea ședinței pentru data de 14 mai, ora 9. Având în vedere faptul că se invocă motive de investigații medicale, instanța judecată procesează cel puțin pe moment motivele invocate ca fiind întemeiate, cu precizarea că aceasta urmează să prezinte acte confirmative în ședința următoare. În acest dosar, Marina Tauber riscă o amendă de 47.000 de lei sau 4 ani de închisoare. Anterior, ea a declarat că dosarul este făcut la comandă. Tauber este cercetată penal și pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului Șor. Potrivit procurorilor, aceasta a recepționat de la grupul criminal organizat condus de fostul deputat Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, mijloace bănești în suma de aproape 10 milioane de lei, dintre care peste 740 de mii de lei ar fi introdus fals în formularele de donații. De asemenea, Tauber este învinuită că, fiind vicepreședinte al partidului Șor, a acceptat cu bună știință finanțarea formațiunii cu peste 195 de milioane de lei din partea aceluiași grup criminal organizat.